un număr atât de mare cum nu veneați la ședințele de colegiu prefecturat. Am auzit recomandarea unor bune prietene din presa locală de ale mele care îmi spun să pun conferințele la ora 11, de acum încolo, să le pun la ora 11 sau chiar mai târziu. Subiectele conferinței de presă de astăzi vor fi număr de 4, pe care voi răspunde la orice fel de întrebare acum și pe teme politice. Vă fac un scurt bilanț a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni în calitatea mea de prefect al județului Olt. Am discutat un pic despre candidatura mea la alegerile europarlamentare din mai 2014, despre organizația PNL Slatina și spre final despre subiectul ALROC, care înțeleg că e pe cale de rezolvare. În ceea ce privește ultimele 6 luni și o săptămână sau două, nu știu cât au trecut de pe 7 septembrie, pe 7 septembrie am depus jurământul în calitate de prefect al județului Olt. Aseară, așa cum știți, în monitorul oficial a apărut hotărârea de guvern prin care încetează detașarea mea în funcția de prefect al județului Olt. În această dimineață am așteptat cu minte în fața ușii Partidului Național Liberal să pot să-mi fac adeziune, să mă reînscriu în partid. Au fost 6 luni frumoase. Regret că n-am putut să duc la bun sfârșit ultimele proiecte pe care le începusem și pe care vi le-am comunicat în luna februarie, la ultimul colegiu prefectural, dar voi urmări cu mare atenție ca aceste proiecte să fie finalizate de către următoarea echipă de conducere a prefecturii. Cunosc bine regulile jocului politic și știu că, dincolo de faptul că, în mod teoretic, prefectul este apolitic, în momentul în care susținerea politică dispare, se produce și revocarea din funcție. Am apreciat nesincronizarea guvernului cel puțin la nivel de imagine. Adică, spre bucuria mea și spre mândria mea și a tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, joi seara, domnul ministru secretar de stat Arafat a spus, citez, luați exemplul Oltului, și se referea la faptul că am fost singurii din țară care am anticipat, din zonele cu inundații, din cele 9 județe, am fost singuri din țară care am spus DSP-ului deja să meargă să preleve probe din fântâni și am venit proactiv către primar să le oferim apă plată pentru că fântânile erau colmatate. Deci a fost o mândrie pentru noi să fim dați exemplu la nivel de țară de către domnul Arafat, care este poate cea mai experimentată persoană din România în domeniul situațiilor de urgență. Și vedem miercuri hotărâri de revocare a cel puțin 20 de prefecți cu un argument nici măcar sincer, nici măcar care să stea în picioare, adică pregătim alegerile europarlamentare și ca de fiecare dată schimbăm prefect și subprefecția. Nu știu să fie vreo procedură. Putea foarte simplu, da, schimbăm prefecții care sunt puși în funcție de PNL. Adică era măcar o replică sinceră a premierului. Nu am o problemă cu asta, v-am spus, știu bine regulile jocului politic și le accept și jocul politic va merge în continuare. Important este să fie și în folosul cetățenilor. Pe 7 septembrie promiteam la depunerea jurământului că pe parcursul fiecarei zile din acest mandat, indiferent cât de lung sau cât de scurt va fi, fiecare locuitor al județului se va simți respectat de către prefectura Olt și va simți că prefectul, eu în speță la momentul respectiv, și fiecare angajat al prefecturii va fi în slujba comunității. Sunt o serie de activități pe care le-am făcut, eu le-am extras foarte succint, pe care o să vi le prezint. Despre multe am discutat, dar mi se pare normal să fac un bilanț al acestor activități. În format electronic o să vi le trimit și pe mail fiecăruia dintre dumneavoastră, ca să le aveți, să nu vă apucați acum să scrieți. E vorba de o pagină jumate. Ca acțiuni pe care le-am finalizat în aceste 6 luni, și îmi pare rău că mă repet pentru că pe unul le-am mai discutat, dar asta e, avem un colegiu prefectural la dispoziția cetățenilor. Locuitorii județului Olt fac agenda colegiului prefectural, postând pe site-ul prefecturii temele de interes județean. Am redus birocrația în instituțiile de concentrate. În momentul de față, 60% din cele 131 de tipuri de documente eliberate în Olt sunt eliberate în aceea zi. Am desfășurat acțiune de consiliere a persoanelor vârstnice împotriva metodei accidentului împreună cu instituțiile bancare din județul Olt. Am inițiat o comisie de control privind zgomotul produs de restaurantele din municipiul Slatina. Am aplicat planul de acțiune pentru siguranța elevilor în școli. Am avut comisii de verificare a marcajelor rutiere din apropierea școlilor și comisie de verificare a microbuzelor școlare. Acțiuni comune de control cu Garda de Mediu și IPJ-ul pentru societățile comerciale ce desfășoară activități de topire, turnare în județul Olt. Am creat un circuit unic de comunicare în caz de urgență între primarii județului Olt și reprezentanții CEZ.
am avut un sprijin real acordat și puteți să discutați cu liderii de sindicat, atât de la Aldro, cât și de la Electrocarbon. Am avut un sprijin real acordat sindicatelor pentru punerea în aplicare a OUG 57/2013, precum și pentru modificarea legii pensiilor. Cei de la Electrocarbon nu erau prinși în o anumită grupă specială și acum sunt prinși. Am avut o comisie de verificare a calității apei din Pârâu Urlătoarea. Am înființat ghișeu unic pentru avize și autorizații necesare implementării de proiecte pe fonduri europene sau alte surse de finanțare. Am stabilit un set de responsabilități obligatorii pentru deconcentrate în vederea unei comunicări integrate între prefectură și aceste instituții, neinteresându-mă în ce concedii pleacă directorii și cu cine, doar să știu cine e la comanda instituției. Am avut mai multe solicitări venite din partea unității militare de Veselu, absolut toate au fost finalizate, probabil acest obiect va face, pentru că e o temă mai specială, va face obiectul unei comunicări la sfârșitul lunii martie, când există comitetul interministerial legat de Veselu. Am editat albumul Galeria Prefecților Județelor și Romanați și am lansat galeria. Am vorbit cu domnul Marinescu să-mi pun o poză frumoasă acolo. Am inițiat o comisie privind siguranța elevilor de verificare a magazinelor școlare. Am inițiat un parteneriat de practică pentru studenții de la Universitatea din Craiova. Am lansat un ghid de bune practici pentru secretarii tuturor localităților pentru abordarea unitară a legislației. Am centralizat și soluționat toate problemele și propunerile primarilor legate de colaborarea cu instituțiile deconcentrate. Acum avem, altfel romantică melodia, acum avem o comisie de control pentru operatorii de deșeuri periculoase. Am inițiat, și asta voi verifica foarte atent pe viitorul prefect să o ducă la bun sfârșit, am solicitat tuturor angajatorilor, primilor 50 de angajatori din județul Olt, să ne comunice problemele cu care se confruntă, pentru a organiza o întâlnire cu ei și cu toți directorii de concentrate, să vedem unde putem să dăm și noi o mână de ajutor în ceea ce privește îmbunătățirea pieței muncii. Am lansat invitații către ambasadorii statelor din Uniunea Europeană în vederea atragerii de noi investitori. Am creat un flux unic de comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență și spre final am implicat în mod direct în ceea ce privește salvarea judecătoriei Balș sau a SNR-ului. Dumneavoastră decideți sau locuitorii județului decid dacă e mult sau e puțin ce am făcut în aceste 6 luni. Principalul meu obiectiv să-mi țin promisiunile, cred eu că a fost îndeplinit și de asemenea mă bucur și din acest punct de vedere puteți să întrebați orice primar din județul. Mă bucur că, indiferent de apartenența mea politică inițială, am reușit să fiu echidistant. Și nu am discriminat niciun primar, fie că a fost de la PSD, fie că a fost de la PDL mai 1. Fie că a fost de la PSD, fie că a fost de la PDL, ce-a mai rămas, sau de la PNL. Toți au fost tratați în aceeași măsură, cu același respect și pe asta cel mai mult și cel mai bine pot să vă confirme ei. Așa cum v-am spus, voi urmărind îndeplinirea acestor obiective propuse din februarie-martie, în ultimele 2 luni, mă despart cu regret de un personal foarte bine pregătit, foarte calificat, care de altfel astăzi, în momentul în care le-am spus la revedere, mi-au promis că o să mă voteze în viitor, să văd dacă se țin de cuvânt. Este onorant să fii reprezentantul guvernului în județ, dar în același timp este frustrant să fi nevoit să dai, când vezi la televizor că guvernul pe care îl reprezinți spune că prioritatea lui, prioritatea guvernului este reprezentată de salvarea de vieți omenești, este frustrant să-i dai răspuns primarului de la Sâmburești, de exemplu, că guvernul nu are 27 de miliarde să-i repare drumul către satul Mănulești. Drumul spre satul respectiv acum are o lățime de 2,30 m, o autospecială de pompieri are o lățime de 2,70 m. Dacă apare un incendiu, Doamne ferește, acolo, pompierii ajung doar cu gălețile de apă. Repet, este onorant și a fost onorant să fiu reprezentantul guvernului în județ, dar e frustrant să comunici că altele sunt prioritățile guvernului actual decât să dea 27 de miliarde pentru niște oameni amărâți din Sâmburești. Și poate exemplul ar putea continua, dar nu vreau să pară că acum sunt nemulțumit de guvernul pe care l-am reprezentat până aseară. Aceasta a fost tema, am închis subiectul prefecturii. Ca și perspectivă a mea personală, nu că v-ar interesa în mod deosebit ce o să fac eu la modul personal, redevin comisar șef al Gărzii de Mediu pentru o zi. Luni mă voi duce la Comisariatul General, voi cere să trec pe funcție de execuție doar comisar,
și mă voi suspenda pe minim un an de zile din funcție, tocmai pentru a putea să-mi depun candidatura la alegerile europarlamentare. Un funcționar public cu funcție de conducere, cum este comisarul șef, nu poate să candideze decât dacă își încetează raportul de serviciu definitiv. Un funcționar public de execuție, cum sper eu să devin un simplu comisar al Gărzii de Mediu, suspendat până de zile, poate efectua orice fel de activitate de campanie electorală sau poate să candideze, voi cere suspendarea pe minim un an de zile. Dacă, din diverse motive, suspendarea nu va fi aprobată sau trecerea mea, retrogradarea mea din comisar șef voluntară, un simplu comisar nu va fi aprobată, voi înceta raporturile de serviciu și voi demisiona din funcția respectivă, nemai rămânând nici funcționar public. În momentul în care PNL-ul se va întoarce la guvernare și poate ochii guvernului se va întoarce spre mine iar în ceea ce privește funcția de prefect, vom vedea. Așa cum cum ați speculat în ultimele zile și, de fapt, am comunicat și eu către dumneavoastră, nu ați speculat neapărat, știți că ne apropiem de campania pentru europarlamentare și la momentul respectiv pot să vă spun că voi candida din partea Partidului Național Liberal pe locul 15 din listă. Era locul 16, înțeleg că domnul Mircea Diaconu nu va mai candida din cauza regretabilor probleme cu Agenția Națională de Integritate, asta înseamnă că voi urca un loc. Ieri am fost la regionala Partidului Național Liberal care s-a ținut la Râmnicu Vâlcea în prezența președintelui Crin Antonescu. Pe scena respectivă am spus că sunt extrem de onorat că în momentul în care vine hotărârea de guvern și se publică monitor oficial, s-a publicat la vreo două ore, sunt extrem de onorat să redevin membru al Partidului Național Liberal. Va urma o perioadă de campanie electorală în care sper eu că ne vom vedea destul de des. Sunt foarte realist din punct de vedere politic și știu ce presupune locul 15. Știu care sunt șansele mele de a accede în Parlamentul European. Știu care sunt șansele mele de a accede în Parlamentul European peste 2 sau 3 ani, când diversi europarlamentari fie se retrag, fie ajung miniștri sau au motive personale. Nu mi-am făcut un scop din a deveni europarlamentar, pentru că v-am spus, în general, și în administrația publică și în politică am fost extrem de realist. Dar am promis la prefectură că o să fiu în slujba comunității. Mesajul pe care îl voi transmite către toți locuitorii județului pe care îi voi cunoaște în această campanie electorală, care vor vedea poza mea, vor vedea comunicatele mele, îmi vor auzi vocea, mesajul meu va fi: această candidatură reprezintă posibilitatea mea de a recepta toate problemele lor și de a le comunica în mod activ europarlamentarilor liberali care vor fi în funcție. Acei 7, 8, 9, 10 europarlamentari. Știu că multe probleme ale locuitorilor județului nu pot fi rezolvate de europarlamentari, pentru că țin de parlamentarii români sau țin de guvern în cea mai mare parte, sau de administrațiile publice locale. Dar cu siguranță sunt teme de nivel european care, aplicate la județul Olt, ar putea să îmbunătățească viața oamenilor. Repet, candidez la aceste alegeri europarlamentare pentru a putea prelua și susține în mod activ, și ați văzut că în general mă țin de promisiuni, problemele locuitorilor județului Olt către europarlamentarii liberali. Dacă aveți de gând să mă întrebați câte stele sunt pe steagul Uniunii Europene sau alte teme legate de Parlamentul European, nu o să vă răspund că nu m-am pregătit. Urmează 2-3 săptămâni în care trebuie să mă pregătesc pentru campanie. Deci vă spun din start să n-aveți intenții din asta. Domnul Adolinții, cum? Trebuie să întrebați domnul Adolinții, cu colegul. Am învățat. Le-am învățat. Le știa și atunci, a făcut așa doar.